Polițiștii care au protestat în fața sediului Inspectoratului Județean Constanța spun că sunt supra-solicitați. N-au timp suficient să se odihnească și nici echipamente vitale pentru a-și desfășura activitatea, iar salariile sunt mici. Programul propus de conducerea IPJ este cel, de când sunt eu din 2006 în sistem, același, fără schimbări, adică suntem super solicitați. Am mai lucrat la acest program de 8-16 și vă spun sincer că nu, e inuman. Nu se respectă repausul dintre schimburi, avem foarte multe situații în care sunt chemați și după 8 ore înapoi la serviciu, după ora de schimbul 2, sunt chemați dimineața la ora 6. Au fost situații în care un polițist a fost planificat 17 nopți la rând să lucreze numai de noapte. După tragedia provocată de Vlad Pascu, care a ucis doi tineri în urma unui accident auto, autoritățile au anunțat o reorganizare majoră la IPJ Constanța. Sindicaliștii au oferit conducerii ca soluție planificarea polițiștilor în ture de 12 cu 24 de ore sau 12 cu 48. Dar acest program nu poate fi respectat în condițiile în care inspectoratul are cel mai mare deficit de polițiști raportat la numărul de locuitori, de aproximativ 300 de posturi. Polițiștii sunt sacrificații de serviciu în ceea ce privește această reorganizare. Vorbim despre situații în care ies din schimbul 2 la ora 10 noaptea și intră la 6 dimineața a doua zi, adică mai puțin de 12 ore de repaus. Reprezentanții IPJ Constanța nu au comentat acuzațiile aduse de sindicaliști. Au precizat doar că aceștia au dreptul legal să protesteze.